ideile importante, novatoare, moderne, cele care schimbă lumea în Europa, vin cam de 700 de ani, de 1000 de ani din Italia. Cam de pe la Renaștere, de fapt. Și ele au tot venit în zona artei, bineînțeles, în zona culturii, mai recent în zona modei, în zona designului. De exemplu, toate mașinile japoneze sunt niște copii ale mașinilor italiene, ca să dau un exemplu. Cei mai buni stiliști în modă sunt italieni. E clar că acolo unde au lucrat oameni ca Leonardo, Michelangelo și atâția alții de anvergura asta, deci acest popor formidabil anunță ce se va întâmpla cu celelalte popoare italiene. Întotdeauna s-a întâmplat asta. În toată Europa. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico. Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa, vediamo se ve lo trovo, fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4, spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori, siamo pronti, grazie. Eu creditez această schimbare ca o mare schimbare, nu atât numai în Italia, cât o mare schimbare europeană. Adică popoarele europene, pentru prima dată, din 1945 încoace, se vor pune să-și recâștige suveranitatea. Suveranitatea față de America, bineînțeles că ei au pierdut-o față de America. Și Italia sunt trupe americane, cred că sunt și arme nucleare acolo. Deci sunt foarte multe cazărmi americane în Italia și în Italia. Au trecut totuși din 45 până astăzi, 55 plus 2, 75 de ani, nu? E mult, e mult. Nu ți se pare atunci că această nouă coaliție de dreapta este într-un pericol cu atât mai mare cu cât ceea ce spui tu s-ar putea înfăptui? Adică cum distrugi acest sentiment de suveranism, de independență în interiorul Europei? Băgând zâzanie între cei din această coaliție de dreapta, să nu poată să formeze o majoritate. Sigur că se va încerca chestia asta. Unde nu poți băga zâzanie e în spiritul italienilor care au ales într-o anumită direcție. Ei au ales în direcția asta. Poporul începe să-și ia puterea înapoi. Pentru că puterea era la oligarhi, la miliardari, la sisteme oculte.